La începutul anului, sindicatele au deschis procese în instanță pentru recuperarea bonurilor începând cu luna august a anului 2014. Cum era de așteptat, procesele au fost câștigate, iar cheltuielile de judecată și executare au fost calculate pentru fiecare persoană în parte. Cheltuielile de executare percepute de executorul judecătoresc sunt pentru cheltuielile de judecată din hotărârile judecătorești privind tichetele pe luna martie, aprilie, mai. Reprezentanții spitalului spun că la vremea respectivă bonurile nu s-au dat întrucât unitatea a fost nevoită să achite alte datorii la finanțe care nu mai puteau fi amânate. De ce mi se pare furtuna trupa cu apă? Pentru că de-a lungul anilor, ceea ce se întâmplă acum este consecința unui șir de greșeli făcute în anii anteriori, și anume acela de a plăti cu prioritate salariile și bonurile de masă, fără a plăti datoriile la stat. În felul acesta s-au acumulat datorii extraordinar de mari la finanțe. Acele datorii, la un moment dat, a venit un punct zero în care s-a spus de aici nu se mai poate, și atunci a trebuit să fie plătite acele sume. Și din momentul ăla, spitalul n-a mai putut să plătească bonurile de masă. Actuala conducere a Spitalului Județean a reușit să achite bonurile valorice cadrelor medicale până în luna iunie și speră ca până la sfârșitul anului să ajungă cu ele la zi. Pauza s-a făcut dintre luna august 2014 până în februarie 2015. Ulterior s-au dat restanțele în ordine cronologică. Noi am dat în luna septembrie pe luna martie și în luna octombrie am dat luna aprilie și luna mai. Deci, în principiu, în momentul în care deja eram pasibil pentru plata cheltuielilor de judecată, bonurile deja au fost achitate. Și luna aceasta s-au dat încă o dată un rând de bonuri și sperăm să reușim să dăm încă un rând de bonuri tot așa pentru restanțele din urmă. Chiar și așa, însă, suma de 120.000 de lei, cheltuieli de judecată și executare, trebuie plătită. Instanța a hotărât în final acest lucru, să ni se acorde aceste tichete. Spitalul nici după această hotărâre judecătorească nu a făcut-o de bunăvoie, ca atare am fost obligați să acționăm la calea legală, vreau să subliniez acest lucru, cu toate că se insinuează tot felul de lucruri, noi am acționat conform legii și pe căi legale, și s-a ajuns la acest lucru. În momentul de față, noi suntem conștienți că este o povară pentru spital acest lucru. Nu ni se datorează, vreau să subliniez acest lucru, li se datorează celor care nu ne-au înțeles și nu înțeleg că cea mai mare valoare în acest spital este personalul. Paradoxul este că acești bani ajung către alte entități și păgubesc cea mai mare unitate spitalicească din județ. Mi se pare că a da 120.000 la executor, mi se pare o bătălie a la Pirus, adică am câștigat războiul și am pierdut toți banii. Suma de 120.000 de lei reprezintă cheltuieli de judecată și executare pentru aproximativ 700 de salariați ai spitalului.